Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre antraxul. Frecvent citat în literatura veche de vânătoare, antraxul sau dalacul a fost considerată ca unul dintre cele mai dăunătoare boli ale vânatului și în special a iepurilor. Cu toate investigațiile făcute atât pe cadavre de vânat cât și pe pielea acestora, nu mai s-a reușit să constate din 1956 până în prezent niciun caz de îmbolnăvire de antrax. Faptul acesta ne face să credem că boala, dacă totuși este extrem de rară. La animale moarte de antrax sau la vânat, o bolnavă este de reținut aspectul măcirilor al spinei, mult mărită de 10-16 ori, lipsa de coagulare a sângelui, cum și o culoare a cărnii care devine aproape neagră. Sub pielea țesutului au un aspect gelatinos, iar carnea moale apasă. Aspectul cărnii detine totdeauna o reținere și o excludere justificată de la consum. Microbii pot infecta omul prin manipularea vânatului bolnav, când există lecțiuni sau prin consumul cărnii. Cu stimă și respect față de persoanele care mă urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!